Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 55 din 603-2020, privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Constituinte în data de 13 martie 2020, numărul 13. Proiectul ordinei de zi este următorul. Punctul numărul 1, alegerea președintelui de ședință. Punctul numărul 2, proiect de hotărâre pentru aprobarea plății cotizației Oate Vârsănești aferente anului 2020, pentru Asociația grupul de Acțiune Locală Valea Slobotușului Bacău. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre pentru planul de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Vârsănești pentru anul 2020. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind încetarea prin acordul părților a contractului de închiriere pajiști permanente numărul 1280-1292 din 2403-2014 și numărul 2332 și 2333 din 10.06.2015. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii pajiștilor permanente aflate în proprietatea privată a Comunei Vârsănești, județul Bacău. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare al unităților administrative teritoriale din județul Bacău, membre ADIS Bacău. Punctul numărul 7 diverse. Articolul 2. Prevederile prezente din dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către secretarul comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Mulțumesc. Punem la vot prezența de zi. Cine este? Deci trecem la punctul 1, alegerea. Nu? Trecem la punctul 1, alegerea președintelui de ședință. Vă pun pe masă care. Wow, și eu vreau să vă pun de domnul Miron, da? E pachetul pe care nu se poate. Nu poate mai multe propunere, am luat alea aia, nu se poate. Spune să se pune la vot. Iar îți mai mădează pe ea. Să punem la vot. Deci vă pune la vot. Cine este? Sunt de acord să se ia peste ordinea de zi, punctul 4 de la proiectul de ordine. Spuneți la vot, prima dată. Luat în considerare punctul 4, să începem cu punctul 4 al ordinei de zi, dacă sunteți de acord. Spuneți la vot. Abțineri? Împotrivă? Domnul primar, să vrea cuvântul. Doamne, dați și mie la punctul 4, de acum. Imediat. Ca să vă... Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre de la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii pașilor permanente aflate în proprietate privată a Comunei Vârsănești. Asta e? Da. Nu este, nu? Da, asta e. Nu, încetarea contractelor de închiriere pașilor permanente. Așa a zis. Asta este. Păi bănuiesc că dacă luăm pe 4-85 căsură, da, și terminăm bârnă. Da, 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 da
încetarea în acordul părților a contractului de închiriere a parcii permanente numărul 1280-1292 din 24.03.2014 și numărul 2332 și numărul 2333 din 10.06.2015. Primarul Comunei Bârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă încetarea prin acordul părților a contractului de închiriere a parcii permanente numărul 1280-1292 din 24.03.2014 și numărul 2332-2333 din 10.06.2015 încheiate între UAT, UAT Comuna Bârsănești și Crescătorii de Animale din Comuna Bârsănești, având în vedere prevederile hotărârii Consiliului Comunal Bârsănești numărul 49 din 27.12.2018 pentru aprobarea amenajamentului pastoral pentru Paște permanente din Comuna Bârsănești de Subacop, precum și prevederile legii numărul 44 de 2018 pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea paștilor permanente și pentru modificarea și completarea legii fondului funciar numărul 18/1991. Articolul 2. Contractele de închiriere vor înceta la data de 15 martie 2020 cu respectarea acordurilor de încetare pe cale amiabilă numărul 696 și 697 din 20.02.2020. Articolul 3. Predarea și primirea bunului imobil se va face pe bază de proces verbal în termen de 5 zile calendare zice de la data încetării contractului de închiriere. Articolul 4. Încetarea contractului de închiriere nu se exonerează de chiriaș de la plata chiriei și a taxei de teren datorate până la data de 15.03.2020. Articolul 5. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse de către primarul Comunei Bârsănești prin aparatul de specialitate al acestuia. Articolul 6. Prezenta hotărâre se va comunica instituției prefectului județului Bacău, primarul Comunei Bârsănești, compartimentul taxe și impozite locale, compartimentului financiar contabilitate și compartimentului agricol, precum și titularului contractelor prevăzute la articolul 1 și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare în condițiile legii. Dezbatere. Cred că este indicat un domn care dorește să se... Eu, până la orator, ce vreau să vă spun și de asta am spus ca să vinați în ședința puțin local, eu acum la ora actuală de 5 acte, 16 bucăți de vaci. Și îmi doresc, conform legii, vreau să închiriez izlazul. Mai ales că noi mai avem, e vorba de izlazul din spatele CAP-ului, poate nu știți cum mă numesc eu, sunt Mirel Oancea, dețin niște grajdi în fostul CAP-ul, unde am o mică fermă. Sunt proprietar de 16 bucăți vaci cu acte, în regulă, din care mai sunt încă 4 vaci plus 2 vițele care nu sunt acte. Vă rog frumos, luați în considerare că acești vaci vor veni pe izlaz. Nu știu cât se aprobă, cât se dă pe cap de vacă, un hectar. Vă rog frumos să luați în considerare, s-ar putea să fie un an secetos. Și nu facem față de un hectar pe vacă, cel puțin un hectar jumătate. Și asta vă rog frumos să vă gândiți. Nu că să vă opresc eu puțin. Era, cred că de la dumneavoastră, problema să este incidentă pe proiectul 5. Exact. Nu pe proiectul 4, că am înțeles. Păi da, proiectul 5. Noi ce trebuie să discutăm în proiectul ăsta de încetare, așa am înțeles. Da, corect, așa. Dar dumneavoastră mi-a spus să iau cuvântul. Păi nu, dar așa s-a hotărât că... Eu știu că Nu am înțeles altceva. Propun ca să fie în punctul 4 și să-mi ia cuvântul domnului Oancea. Da, corect. La punctul 5. Eu vreau să iau cuvântul legat cine sunt beneficiare din aceste contracte care se încetează acceptare. Nu s-a menționat nicăieri nimic. Da. Asociația Crescătorilor de Animale din Bârsănești. Cum se denumește? Că n-are, eu nu știu. Asociația Crescătorilor de Animale a semnat, trebuie să știe și cine este administratul Leo Vasile, președinte. Și... Nu, ăla mi se pare că e la proiectul 5, eu vreau să știu la proiectul 4. Nu, nu, ce doar e numărul. Deci, până acum,
au existat niște contracte în fața unei hotărâri de Consiliul Local aprobat în anul 2014. Da. Atunci s-au închiriat pentru prima dată pășurile. Nu interesa cine sunt beneficiari, care acum la această dată, adică pe 15 martie, încetează contractul. Cine sunt ăia? Ați spus asociația de producători de animale. Și întreprindere individuală suna și Magdalena. Și ei suna și Magdalena, da. El încetea, domnule, că încetează pentru contractul se expiră în iunie. Dar eu am scris în material. În 15-a 3-a, așa ni s-a spus, să încetează. În 15-a 3-a. Nu, dar el încetează, când s-a pus încheiat, el s-a pus o dată mai târziu, în iunie. Și automat oamenii au solicitat întrerupea contractului pentru că nu mai beneficiau de asta a fost tehnic. Deci ar fi fost bine dacă ne-ați arătat și acordul ăsta. Aici sunt. Sunt acolo, nu? Aici sunt. Cu care s-a încheiat acela. Da, s-a adițional cu acordul părților. Da, da, aici sunt. Bine, dacă este, atunci nu mai există. Aici este. Da. Aici este. Da. Da, nu, puteți continua. Eu nu pot să mă și... Trebuie să fie și dacă mai sunt foarte distrus. Nemaipinit se supune la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Dacă sunteți de acord, să începem tot cu punctul 5, în cazul legătorul unul cu altul. Proiect de hotărâre privind încetarea prin acordul de acțiune. 5 e. Am vrea închinie. Da, aici. Da. Da, da. Într-o închiriere, prin o credință de vin. Nu, 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 este de sarcin. Aprobarea închirierii. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii pașilor permanente aflate în proprietate privată a Comunei Bârsănești de sub Bacău. Primarul Comunei Bârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă închirierea prin atribuire directă a pașilor permanente proprietate privată a Comunei Bârsănești de sub Bacău. Termenul de închiriere a pașilor permanente este de 7 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional pentru o perioadă de încă 2 ani, ținând cont de respectarea clauzelor contractuale, valoarea investițiilor efectuate de către locatar de pe paște și altele asemenea, cu condiția ca prin prelungire să nu depășească termenul maxim de 10 ani. Articolul 2. Se aprobă caietul de sarcini privind închirierea pașilor permanente și a proprietății privată a Comunei Bârsănești împreună cu modelul de contract de închiriere conform anexelor 1 și 2, parte integrată a prezentei hotărâri. Articolul 3. Se împuternicește primarul Comunei Bârsănești să semneze în numele și pentru Consiliul Local al Comunei Bârsănești contractele de închiriere pentru suprafețele de paște. Articolul 4. Cu ducerea la îndeplinire a sarcinilor prezente hotărâri, se desemnează primarul Comunei Bârsănești prin aparatul propriu de specialitate. Articolul 5. Hotărârea poate fi contestată de cei interesați în termen stabilit de lege a contenciosului administrativ, legea numărul 554/2004, cu modificările și completările ulterioare la Tribunalul Bacău, secția contencios administrativ și fiscal, acțiunea fiind scutită de taxa de timbru. Articolul 6. Prezenta hotărâre se va comunica instituției prefectului județului Bacău, primarul Comunei Bârsănești, compartimentul taxe și impozite locale, compartimentul financiar, contabilitate, compartimentul agricol, altor instituții și persoane interesate și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare în condițiile legii. Mulțumesc! Având în vedere că avem un domn, Mancea Mirel, trebuie să facem să spuneți din punctul de vedere și după aia ne facem și noi proiectul. Eu v-am spus în mare despre ce este vorba, că... Ce vă cheam de general? Da, sunt corect. Ok? Deci, eu v-am spus și mă repet, am un efectiv de 16 animale cu acte înregistrate la doctor, în tot ce înseamnă. Din care, în jurul vecinilor mei, mai sunt încă 4 vaci fără acte, care automat, vă rog frumos, luați în considerare că și vacile alea vor merge pe izlaz, plus 2 vițele. Nu știu cât înseamnă izlazul din spatele grajilor mele, nu știu ca suprafață, nu știu exact tot ceea ce este. De asta v-am spus
că ar fi bine să vă gândiți să dați un hectar jumătate, cel puțin, pentru vacă. Pentru că este un an secetos și nu știu dacă un hectar poate să ajungă pentru pășunatul unei vaci. Eu este vorba, dacă iau izlazul, eu mă ocup tot ce înseamnă și celelalte vaci, să am grijă de ele, a vecinilor mei, le păzesc, le pun băcar, le pun curăț, tot ce trebuie conform contractului. Va urma. Și de asta vreau să luați în considerare că eu vreau să beneficiez de acest izlaz. Eu am, dacă sunt suspiciuni, puteți veni la fața locului, vedeți despre ce este vorba, efectiv, vitele animale, dar am acte dovedetoare, bun, o să fac o cerere către Consiliul, către primărie, cu tot, cu efectiv, anexez acte tot ce înseamnă și dumneavoastră știți mai departe despre ce se vorba. Eu de asta am vrut să vorbesc cu dumneavoastră, să vă expun punctul meu de vedere, deci efectiv e vorba de animale, nu de hârtii, nu de altceva. Vorbim de animale pe care eu trebuie să le pășunez undeva. Eu nu pot să-mi permit, a fost prea discurs să fac asociație. Că fac și asociație. Eu acum, pe viitor, în două luni, am să cumpăr încă 10 vaci. Angus. Acum lucrez la contractul de vânzare-cumpărare cu firma din Sibiu, dacă ați citit și ați văzut despre ce este vorba. Deci, și pe viitor vreau să mă extind, să ajung la un număr mult mai mare de capete de vaci, cu viței, cu tot ce înseamnă. Bine, v-ați spus punctul de vedere. Deci, asta este punctul meu de vedere. Vă rog frumos să luați în considerare. Da. Eu cum scriu eu la acest proiect de hotărâre. Deci, în primul rând, vreau să încep discuția prin a întreba pe domnul primar dacă există un termen limită de depunere a cererilor. Pentru a beneficia de acest amenajament pastoral sau pajiș sau cum este trecut aici. Pentru închiriere. Pentru închiriere. Există un termen? Pentru că aici văd doar două persoane, dumnealui nu-l văd trecut aici. Nu, specifică persoane care... Deci, practic, se constituie a fi un chiriaș nou. Doamna secretară, discutăm eu aici discut de cererea numărul 840 din 2020 a domnului Munteanu Vasili, care mi-a spus că a fost la proiectul trecut și nu e așa. Și cu doamna Sulaj Magdalena, așa. Eu v-am cerut la proiectul trecut, v-am cerut cine sunt beneficiari. Văd că eu îi găsesc și aici, în proiectul numărul 5. Păi da, și ori încetează, ori închiriază. Hai să ne înțelegem. De acord cu Deci vă rog frumos, da? Avem un termen de folosire a acestor pajiși. 7 ani cu posibilitatea de prelungire prin act adițional. 7 ani. Acum așa ați trecut în proiectul de hotărâre. 7 ani cu posibilitatea de prelungire prin act adițional. Încă 2 ani. 10 ani în total. Bun. Aceste două persoane, nu le cunosc, dar în fine, vă întreb. Munteanu Vasile și Sulaj Magdalena. N-au ajuns la termenul scadent, că așa am citit, așa mi-ați spus în proiectul de la numărul 4. Aprobăm mai devreme încetarea de închiriere. Și proiectul 5 au depus, nici n-a încetat activitatea și deja au cerere de închiriere? Păi dacă vrea că problema. Bun, asta este problema. Dumnealui, de ce nu se găsește în această... Când a depus cererea. Aveți un termen, aici vreau să ajung. Aveți un termen? Există un termen ca să poată beneficia toți cetățenii care au animale? De depunerea cererii. De depunerea cererii, la asta mă refer. Există A fost afișat să făcută anunțirea. Cum să afișăm dacă noi abia aprobăm? Aprobăm? Bine, eu o să vin, deci, anticipat. Mă pronunț anticipat ca să prorogăm adoptarea acestui proiect de hotărâre. Pentru că mai avem solicitări, doamna secretară, și odată un proiect încheiat, noi trebuie să atribuim celor care au cererile depuse conform proiectului. Dar noi nu am atribuit nimic astăzi pe acest proiect. Avem niște cerere. Avem niște cerere. Dar nu ne-am cererile, domnule. Păi dar nu am cererile. Eu zic să prorogăm acest proiect. Eu zic să prorogăm. Să lăsăm să depună toată lumea cererile. Domnule, nu am cererile.
Domnilor, hai să spunem un pic de lucru. Eu sunt consilier, dar să spunem așa un lucru. Din moment ce nu avem un izlas liber, pe ce să închiriem? Noi vrem să devină izlasul liber de sace, pentru că, automat, puteam să solicităm să iarăși vreau aprobarea dumneavoastră ca să aprobați închirierea acestor izlasuri, da? Trupuri de pășuri. Ele nu sunt, acum sunt ocupate de... Domnul Mirian nu este înlăturat de, de a participa la... Și oricine va participa în limita condițiilor puse de lege, nu face nimic împotrivă. Bun. Prezentați domnului Ioniță, doamna președintă, propunerea din proiect. Articolul 1. Se aprobă închirierea prin atribuire directă a pajiștelor permanente proprietate privată comune, așa. Este primul articol. Păi ce se mai prezint dacă se spune clar proiectul de hotărâre? Deci aprobăm închirierea și noi mai avem încă cere. Da. Deci proiectul așa sună, ce se mai... Cum să spunem? Nu. Haideți să așteptăm să prorogăm această adoptare din proiect, să acest cetățean, dacă are, să spune că are fermă pe rază sau comună, are dreptul și el, sau mă rog, ce are mai atoare. Deci, bună de închiriere. Am citit articolul 1. Dați voie să vă explic. Deci, articolul 1, aliniatul 1, mai citesc o dată. Se aprobă închirierea prin atribuire directă a pajiștilor permanente proprietate privată a Comunei Bârsănești. Corect. Ce înțelegeți dumneavoastră din această frază? Nu înțeleg că asta... Ce înțelegeți? Închirierea se face după o procedură legală bine stabilită. Se aprobă, încă o dată spun, aici scrieți, se aprobă închirierea. Am cereri... Doamnă, hai lăsați-mă, vă rog frumos, cu idei din astea. Aici discutăm despre un act normativ care se aplică pe raza comunei cu Sănești. Exact. Păi discutăm. În momentul în care eu am adoptat acest proiect de hotărâri, este lege. Adică am voie să închiriez. Da. Închiriați, că am două cereri. Am aici două cereri. Domnul Munteanu Vasile spune. Pentru că există cereri. De-aia vrem să închiriez. Și atunci de ce nu există un termen? Ați afișat un termen să depună toată aveți lumea. Aveți o afișură de răbdare, dar ne putem înțelege civilizat. Aprobăm ideea de închiriere. Pentru că legea prevede reînnoirea fostelor contracte, pentru că n-au fost făcute conform amenajamentului, pentru că amenajamentul la vremea lui 2014 nu era efectuat. Cerințele legale actuale. Eu mi-am exprimat punctul de vedere. Aici ați trecut la articolul, se aprobă închirierea, ce nu trebuia să treceți așa ceva. Trebuia să treceți altceva, să nu mă trimită direct la închiriere. Deci hotărârea de Consiliul Local aprobând închirierea nu înseamnă am încheiat contract de închiriere cu titularii cererilor depuse. Deci trebuie să gândim puțin. Eu vreau să vă spun așa. Odată aprobată ideea de închiriere, deci pășurile nu vor rămâne libere de contract. Vor fi în continuare închiriate, dar cu în condițiile caietului de sarcini, conform obligațiilor care ies din amenajamentul pastoral, în condițiile contractului, modelului de contract care a dat punctul de vedere solid. Iar procedura de închiriere, aici vă rog frumos să mă ascultați puțin, procedura de închiriere va fi demarată la o dată ulterioară cu un calendar strict. N-ați făcut aceste precizări nici în raport de specialitate, nici într-un raport, nici în proiectul de hotărâre. Nu ați făcut nicio specificare. Prima dată s-a aprobat ca după aia să se treacă la calendarul procedurii. Nu, doamnă. Întâi să parcurgi etapele pentru toți care au dreptul să depună cer și să califică. Lăsați-mă, domnule, vă rog. Să califică pentru această închiriere. După aceea să pune la închiriere. Câte vreme la momentul ăsta am contracte de concesionare sau de închiriere cu vechii beneficiari, este încă valabil. Da? Am vechi beneficiari. Pentru ce să fac dinainte acte de închiriere? Dacă eu am beneficiar. Am o întrebare. Dar face? Cine a zis că face mai? Ce a spus la proprie? O întrebare. A făcut un luci și tot ce trebuie, ce zi era scris înainte? Dar tu ai fost în comisie mare, ai fost și tu. Am fost și am renunțat. De ce? Deci, cetățeanul respectiv, când a fost în verificare, încă nu și-a curățat, nu și-au fost în toate atribuțiile. Și m-am retras pentru că... Da, și nu a lansat și și-au remediat probleme. Și acum vine iar să reînchirieze când el nu-și face treaba. Deci, haideți să-l lămurim. Dar hai să ne întoarcem la comisie. Haideți să lămurim.
Deci acum 7 ani, când am închiriat aceste, la fel am aprobat închirierea. Asta trebuie să explic de ce. Pentru că pajiștile permanente se află în domeniul privat al UAT Bârsănești, aflate în adresarea cui? Al Consiliului Local. Ca să poți să purcezi la ideea de închiriere, adică vrei să le valorifici într-un fel sau altul, conform legii și acum mai nou, conform amenajamentului pastoral, Consiliul Local trebuie să știe că se va procede la închiriere. Închirierea urmează cu un calendar bine stabilit de aici înainte, afișat la loc vizibil, toată lumea știe, se pun în vânzare aceste, cum se spun, caiete de sarcini, formularul de contract pe care cine îl ia, îl parcurge, nu vrea să vadă despre ce e vorba, cu ce se mănâncă situația asta, îl achiziționează și se înscrie pe bază de cerere. Bineînțeles, vorba dumneavoastră până la un termen de Își depun dosare cu toate, doamna Gămaș, doamna secretară, dacă sunteți calificați să-mi dați niște răspunsuri conform legii, dați-mi. Dacă nu le puteți, dacă nu sunteți autorizată, Așa sunt pașii până la un contract de închiriere sau până la închiriere. Care este procedura actelor până la închiriere? Care este procedura? Urmează a fi aprobat. Care este procedura? Da? Trebuie să-mi faceți publicitate. Trebuie să-mi arătați oferta. Și abia după aceea închiriere. Mi-a spus aici inclusiv contractul de închiriere. Este diferență. Trebuie să fac proces niște pași până la etape legale. Mie când îmi spuneți aici se aprobă închirierea, se consideră că astăzi eu aprob închirierea. Așa se spune aici. Am cereri puse în proiectul de hotărâre, am articol din HCL care este lege pe raza comunei Bârsănești, care spune se aprobă închirierea. Ce înțelegeți dumneavoastră în asta? Eu înțeleg că sunt de acord ca să urmez Lăsați-mă, m-am pregătit, sunt specialist și eu în domeniul juridic. Deci sunt în domeniul juridic specialist și vă spun că sunt alți pași până să ajunge la momentul închirierii. Ori reformulați articolele. Asta este. Nu trebuie să înțeleg eu. Sunt niște pași care trebuie să parcurgi. Doamna Guma, dacă aveți cunoștințe juridice, discutați și zâmbiți. Dacă nu aveți, supunem la vot. Cine este de vreau să mai spun? Eu vreau să întreb dacă s-a înțeles. Nu s-a înțeles. S-a înțeles. Asta a propus încetare. De acum să vină o ofertă și asta ca să pun. Așa e legat, să ne arătați oferta. Ce să fac oferta dacă dumneavoastră sunteți de acord cu închirierea? Să-mi o afișați aici. Și pe site-ul primăriei, să vadă toată lumea care vrea să închirieze. Deci prima dată să aprob închirierea. Dacă sunt de acord să vorbiți pe rând. Prima dată să aprob închirierea, după aia se trece la așa. Dar nu știți de acord dumneavoastră. Aveți studii juridice să știți cum evoluează actele juridice, știți cum evoluează și până să ajunge la actul juridic, știți care sunt faci. Să vă uitați în cadrul legal care se spune clar, că se aprobă închirierea. Și am cereri de la aceiași beneficiari. Doamne, dar nu spune nimeni că s-a început deja calendarul închirierii. Doamne, domnul Mirol, tocmai pentru că aveți o pregătire, doamne, interpretați-o gramatical să vedeți cine este din acest articol. Gramatical interpretați. Ce înseamnă? Că dacă s-a făcut închirierea, înseamnă că cei doi care au făcut cele? Da. Conform proiectului de hotărâri, da. Cum se poate așa ceva? A fost unul care a făcut depus cele. Cum nu? Și acum am întrebat de care. Thank you.
se poate. Orice poate. Păi, se discute. Se discute. Dar nu aici. Solicităm puțin, doamna Sărbă, că eu închei cu o singură solicitare. Vă rog, prorogați acest proiect de hotărâri să-l adoptăm după ce avem toate acțiunile. Nu este legal. De toți ofertanții. Nu este legal. Vă rog, eu atât am. Și-am de chiar. Discutați cu ceilalți. Mai aveți ceva de spus, domnul Miron? Nu, eu te-am spus, așa termin. Domnul Miron, nu vă administratorii, unul, al Asociației de Crescători de Animale și al IU-ului celălalt, Solaș Magdalena, fiind cu acte pe APIA vis-a-vis de toată activitatea pe care au depus-o vis-a-vis de îngrijirea pașiștilor, conform contractelor pe care le-au încheiat în 2014, au termen de la APIA ca până pe 27 februarie limită de acolo de la APIA ca să poată să își justifice în continuare activitatea și au depus cerere în continuare. Nu este un secret pentru nimeni că oamenii care au avut deja contracte și care și-au îndeplinit salutar obligațiile contractuale doresc în continuare să ia, dar nu în detrimentul altora. Corect, dar atunci nu trebuia depus să luați proiectul ăsta de hotărâre. Era o cerere pe care dumneavoastră o țineați. Dar eu n-aveam nimic de ascuns, că dumneavoastră faceți caz de ele. Dar hai să ne gândim. Deci hai să mergem pe ipoteza fantasmagorică a domnului consilier Miron și să spunem așa. Facem toată procedura. Păi nu mă jigniți. Dar nu mă jigniți. Deci nu vă spun. Nu mă jigniți. Dacă aveți autoritate să ne spuneți, spuneți. Nu mai băgați în capul consilierul tot ce se plăce. Poți tu, primărie, să procezi la ați face un calendar de licitație. Ține ședință de licitații, a încredința prin contract pășunile și abia după aia să vii să întrebi Consiliul Local. Bun, oameni buni! Sunteți de acord? Da, nu cumva, am uitat în sufletul să cam închiria pășune. Deci este atributul Consiliului Local de concesionare, conform codului administrativ. Aveți obligația să aduceți la cunoștința toate astea. Bun. Aceste lucruri, când vom procede la închiriere, așa cum a scris în acest proiect de hotărâre și cu două cereri sau trei, câte aveți aici, când ați venit cu aceste cereri, ce înțeleg consilierii locali? Că există interes. Există interes. Dar de ce nu explicați altă situație? Domnul, acești oameni s-ar bucura de o continuitate și probabil doresc să asta. Dar haideți ca să se bucure și de această continuitate. Dăm voi și altor cetățeni să vedem cine se califică. Cine se califică. Dar nu mă lăsați, deci te explic. Vă rog frumos, da? M-am lăsat. Deci când se termină acel termen de depunere acel, de atribuie acestea, se califică fiecare conform legilor cum sunt, după aceea putem procede la închirierea unor spații care sunt în domeniul Consiliului Local, nu a primăriei Bârsănești. Și am terminat. Asta e totul. Haideți să aprobăm procedura de închiriere. Dar de ce să o aprob? Păi, dar de ce? Și ce fața am luat cererea? Dacă în momentul de față nu beneficia, de ce să o de ce s-o apără? În ce bază nu cererea dacă nu aș urmă la mică? De ce s-o apără? În legislații, spune Consiliul Local au obligația să pună în chirie din coșurism. Doamne, dumneavoastră știți oferta. Dar nu este nicio ofertă deocamdată. Păi și atunci omul ăsta ce poate? Dar nu are treabă, mă. Cum e omul ăsta ce poate? Nu trebuie să cererea, domnule, voi era vădă în ea ce nu s-o apără treabă, domnule. Vor cumpăra ca aici să apără și omul Dumnezeu ca să se pună la punctul ceea ce modificăm spre închidere, nu închidere. Deci în proiectul de hotărâri nu se presupune să merge strict
pe lege și exact ceea ce este de făcut, că este lege. Este corect să spuneți spre închiriere sau închiriere? Domnule, care e diferența? Spre sau între? La închiriere deja e închiriere. Nu e așa. Nu e așa. În baza la ce? În baza la ce închiriere? Tu când închiriezi ceva nu faci un mesrac, botezi la pupetul lui sac. Chiar ești bun. Pentru continuitate, acum să vorbea. Pentru continuitate. Închiriez pentru continuitate. Nu-i continuitate. Să faci din nou. Odată ce am vezi, iar măsarul nu-i continuitate. Spune că chiriașul are drept de prevențiune, de dimensiune, de preferință, dacă e bună fost, așa. Așa, așa un termen aici, aici, agave, că avem în lege specială care spune termen 7 ani cu prelungire 2. Așa am... Următor. Deci asta înseamnă și chiriașul are drept de prevențiune. Niște prevederi care noi o să le dăm în caietul de sarcini, nu se într-o următoare perioadă. Noi n-am avut conflict între... Deci, ați înțeles un singur lucru, că eu nu vreau să se lucreze. Știu, dar eu am lăsat să nu se lucreze. Haideți să închiriem conform legii. Care sunt pașii până la contractul de închiriere? Interesați-vă! Ăștia sunt pașii. Să vedeți aia și niciodată sfârșit care sunt pașii. Să vă mai să când domnul ăsta poate să se adreseze... Da, ce ne deci el nu vine de depune cererea. În momentul când depune cererea, ne dăm ce să mai devin, ca și am caietul de sarcini. Vii și acum în caietul de sarcini. Și avea în caietul de sarcini, el vede ce are. Dacă aveți moțiuni, nu spuneți, dacă nu lăsați-mă. Dar nu mai lăsați-mă cu moțiunile astea, că poate nici nu mor cererea. Sunt niște pași care trebuie să nu mai 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 trebuie
pic să revenim la problema. Ascultați, haideți să vorbim de cerere. Nu avem timp, domnul Mirel, dar am chiar cerere răspunsul. Ședință mai devreme ca să... Da, tocmai de asta am făcut acum. De ce n-ați făcut și mai devreme? Ca să avem posibilitatea asta, că dacă... Era sigur că o să iasă discuții, domnul Vice. De trei săptămâni lucrăm la acest proiect. Să eliminăm chestiile astea. De trei săptămâni se lucrează pentru că, în asemenea, proiect de sarcini nu iese din spuma mării. Da, domnul Vice, dar n-ați avut mult de modificat, că ați spus că în 2014 am avut alcaide de sarcini. Când s-a modificat la ea? S-a modificat, adică ăla le-am șters, ăla s-au șters de tot. Tot s-a modificat. Tot s-a modificat. Doar, în afară de câteva modificări legislative care au cerut legea expres anumite lucruri să fie introduse, ce să fac? Vreți să mă duc acasă acum să vă aduc vechiul caiet de sarcini care mi-ați comunicat acasă în 2016? Vreți să mă duc să vă aduc? Să vedeți că nu sunt mari modificări aici. Ce Dumnezeu? Adică ne batem joc, poate. Nu ne batem joc. Haideți un pic să fim corecți și legali. Ca să beneficieze tot omul. Nu veniți cu față când îți dăm în timp de zile, că nu mai am timp. Nu se poate. Dar vine o copropriție, dăm jos din aia cererile alea două, nu mai figurează de alea, și cine iese de acord și cine nu. Da, deci... Nu, haideți să introducem un chiar. Adică când se apropie chiar, adică începe închilie. Vreau să-l ascultăm pe domnul Ienachi pentru a vorbi și nu l-a auzit la asta era problema, deci nu aveam ce căuta cele două cele atât timp. Deci nu aveam bunul scos la licitație, nu era încheiat contractul vechi. Deci nu văd rostul că de asta și domnul Miron, odată ce apare... Scuzați-mă, nu-i licitație, atribuire direct, dar este o chestie cu atribuirea de licitație. Să ajunge la licitație. Aici e chestia, aici e puțin așa, știți, cosmetizată, mai ca într-un bine. Să stabilim și un termen de punerea pe seară la cerere. Cine este de acord? Abținere de orice. Deci mă abțin la orice propunere, deci atâta, deci cu mențiunea care am făcut-o. Deci mă abțin la orice propunere care veți face pe acest proiect. Nu vreau să mă îndepărnuți, aștept să stai. Să puneți la vot. Dar deocamdată eu mă abțin pentru orice propunere faceți. Eu mă abțin. Faceți propunere, dar aveți consilier, nu stă în mine consilierul. Deci, e vorba la Jaravă, tu unii domnul aproape acolo cu vaci. La Jaravă, cine? Sulaj Magdalena sau cine? Noi, asociația de dătură de animale. Așa. Da. Acum, cu atribuire directă, domnul nu mai are timp să-și facă actele și chiar la licitație. Da? Mai sunt două zile. Nu mai are timp să-și facă contractele. Doamnă, le discutăm cu total când se faceți proiectul ăsta, cred că le faceți cu ochii închiși. Ia să vă și muncii, ia să vă și a doua aici. Vă înceta contractele care au fost acum. Și după ce începe tratamentul pentru următoarele. Ajungem iar la ceea ce spunem. De ce ne grăbim cu închirierea? Dar n-am închiriat. De ce ne grăbim? Nu, dar zic așa, de ce ne grăbim? Din cauza că cei ce au de așa de puși la API așteaptă un răspuns API. Aha, asta era problema. Da, da, și da, dacă noi am pus un lucru, nu votăm, noi am vorbit de ce ar trebui să. Ca până pe ce să se întâmplă? Noi anteana am fost auditați, iar la 3 ani suntem verificați la sânge de curtea de Camera de Conturi. Inclusiv dacă a fost auditat. Mai ales, pentru că sunt contracte de sute de mii de lei. Dacă vreți să înțelegeți constructiv problema, o înțelegeți. Dacă nu vreți, nu vă mai prevalați de faptul că nu se respectă legea, pentru că, într-adevăr, asta este o chestie care, practic, nu spune decât foarte multe despre dumneavoastră, despre noi.
Doamna la secretară, primează secretară. Cum se convene publicele mai aia? Eu nu sunt de la asta secretară. Eu am spus pe calea. Proiectul. Eu am spus pe Asta este ca legea, că așa de s-a rezolvat, deci vreau să știu, deci la partea acțiunea domnului consilier Miron, mai există așa? Am terminat eu, deci tot scris la cuvânt domnul Miron și eu atâta așa. Da. Pentru eu nu am spus nimic. Dar spuneți-vă. Aia vreau să spun. Deci domnul până o să-și fac societatea, nu o să mai... Nu este. Nu se poate, deci... Problema e acolo așa să intre și domnul cu vacile lui și vacile vecinilor. Așa. Acum există ce posibilități mai există, că el nu poate să-și facă actele de societate până o să țină licitația. Înțelegeți? Atunci posibilități să-i dați șansă. Păi da, eu am încercat să spun, să riți toți mai de unul. Lăsați-l să știu unul. Se pune problema de așa manieră încât să încapă și domnul să pășuneze acolo. Acum, ori o să vorbească cu reprezentantul Vasile, și mai cum îi spune? Mudeanu Vasile, să vadă în ce formă, ori o să trebuiască să dispărțiți lagul, dacă spuneți. Așa, adică să... Da, să ia suprafață separat atunci. Da, să se întâmplă. Eu îi recomand asta ce vreau. Toată săptămâna am fost la primărie și tot am arăt. N-am știut de că ședința Consiliului Local s-a anexează contractul. Eu n-am știut că s-a anexează cererea care îmi promită. Deci, multe izlazuri, de exemplu la de la albele care au fost donate din boieri, acolo scrie în altul donații doresc satul albele, de exemplu. Așa. Probabil pot scrie și aici. Acum, de administratul administrează primăria, da. Înseamnă că animalele din satul ăsta nu o să mai încapă din cauza ce s-a făcut unii societatea mai devreme. Deci să fie pașnic, să încapă și domnul. Acolo și-a cu animalul lui, asta toată treaba. Ori să înțelege cu ăla și intră în asociația lui, ori își ia separat și-și face actele în după. Nu intru asociația, vreau partea. Corect. Deci asta am avut de zis să-l ajutăm pe domnul să mai pune să-și pășineze. La ceea ce ai spus, păi să-ți dau exemplu. Venerița Caraclău. E luată de Suraj Magdalena, da? Acum paște vace de Caracalului, nu al Magdalena, și oile din Caracalului. Da. Deci uite că încă nu contează că ia lui Suraj. Paște vace, așa poate și el să pască. Da, dar domnul ăsta poate să ia personal. Poate să ia personal. Care te poate să se pierde la vicină. Domnul ia, omul face vace. Este obligat că vace de sat să o bine și eu. Vace care nu spune. Deci așa este unul domnul Bravara. Dar nu înțeleg sunt că vace din Caracalului pășunează pe pășunea care nu poate. Și n-am înțeles, trebuie să-i baște un vorbă întotdeauna. Păi trebuie să mă bagă. Dar mă, de la mine ați văzut oameni, nu trebuie să-i întrebi. Vă rog să-mi dați voi, să vă spun un istoric al lucrurilor. Domnul Iorie, că lăsați un pic, că nu se mai poate... Eu am terminat. Ați terminat ce vă spun. Să spună. Dar dacă nu-i răspunde, nu ce faci? Da, de ce vreau? Dați-mi voi și eu vreau să spun un istoric. Puțin, ca să zic, știi ce mi s-a venit în 2014, hai să vă spun cum a fost. Eu am o veche de 34 de ani aici și am plăcut veterinar și am pășut aici. Și nu am făcut nicio bolă, nici mă țin. Așa, ideea este așa. Până în 2000, s-am încercat în 2000,
87, primele ani s-au dat subvenții pentru terenul, am încercat niște încheieri la diferiți oameni și n-au reușit să facă mare lucru. Până în 2014, asta a zis devenit păduri, domnule. Erau așa, o fost elevai de mama lor, nici nu mai putea poșuna. Le-am dat în închiriere prin licitație. Așa a fost procedura, da? Ca să lămurim lucrurile. Da, da, așa. S-au pus un, s-au creat pus un preț. Așa, 2014, nu? Da, da. Nu ce-am spus până acum. Hai să spunem, hai să spunem un istoric să înțelegem lucrurile. Da, a lăsat și eu. Păi au preț. În 2014, s-au dat în închiriere prin licitație. Obligativitatea a fost să prezinte, așa spunea și legea atunci, era ordonanța de urgență 34 pe 2013. Da, se schimbă, da. Condiția este ca încărcătura de animale pe pășune trebuia să fie ceea descris în Registrul Național al Exploatărilor Agricole. Oamenii medicul veterinar acesta. Și am solicitat să mi se dea adeverință de la mie de veterinar pentru fiecare solicitant care participa la licitații. Corect. Faptul că ei, unii din ei au avut bani și au avut soții, au dat un preț mai bun, nu știu, înțelegi? Păi licitația asta. Așa, s-a întâmplat că Sulaș au luat un izlaț la dos și druța și săcătură și pe veverița. Ceilalți au fost asociați de căsătorilor de animale, una de la Albele, una de la Bursănești, care mai fost acolo? Unii din ei au renunțat, că nu a fost ușor să defrișesc pădurii și îi cheltuie. Și așa, izlazul arată foarte bine, din punctul meu de vedere. A, nu poate, dar da, oricum, cum erau, nu poate să fie izlaz. Da, așa. Și acum, legea viitorul, poate e asupra legea, asupra ordonanței de urgență, cu legea 44, care poate solicita și persoanele fizice, și persoanele juridice, și asociațiile patrimoniale, dar zice cu asta, cu preferință asociație, pentru asociație. Să vă spun și care e gândirea lor. E așa o gândire, domnule. Dacă ai o formă asociativă și sunt mai mulți membri, automat au obligația să primească mai mulți membri, pentru că societatea care e juridică sau persoană fizică, încheiată unul din izlaz în funcție de încărcători de animale, el nu mai poate primi pe altul pe izlazul pentru că nu vrea să primească. Domnule, eu vreau să am încărcători de animale. Și e corect așa, în momentul în care îmi dai la un contract de închiriere direct, asta e meu. E clar, nu? Așa. Noi am mai avut problema asta cu Sulaș, pe veverița, pentru că pe lungul, așa, noi am fost obligați să acceptăm și animalele oamenilor de acolo. Am impus undeva. Oamenii români, cetățenii noștri, spune cum spunea domnul Percu, că da, domnule, suntem satul. Satul nu a făcut nimic pentru izlazurile astea. Au învățat să pastă și atât. Că era o dată veche, că era problema până din 90. Și atunci venea forțat, își făcea curăța, nu știu ce. Efectiv, animalele au fost într-o continuă dinamică. Au crescut, au fost animale mari, apoi au crescut astea în alte mijlocii, oi, capri, nu știu ce. Și atunci, noi am venit totdeauna în conflict, au avut conflicte între crescătorii de animale, de bovini, și cu cei de Capăru și două stâni care erau acolo în coasta izlazului. Și lor de ce nu vreau să foarte bun, păi n-ați spus la licitația, nu ați spus, s-o înființat mai târziu. Am fost de acolo, băi, dă-mi și lor, băi, că practica sunt așa. Numai că era o discuție. Sursa de apă, că zici, domnule, pași un parcelez. Trebuie să ai o sursă de apă, 10 surse de apă. N-ai cum să le ai, una, două, pe islas, corect? Așa. De asta se tinde pentru încurajarea asociației. Poate când se faci, la anul, faci 5 apă să facă asociații, poți să fii 5 apă, 7 asociații, nu una. Corect, așa. Pe noi nu ne deranjează chestia asta. Acum, legitorul spune așa, spune că se tendințează prin se acordă prin înfiețare directă. Și aș vrea să, asta m-a spus dumneavoastră, de calificare, este ce? Este încărcătura de animale înscris la medicul veterinar. Dacă primăria sau consiliul local are o asociație mai mare și îi permite, poate să dea mai mult decât un dat de mare de hectare. Dacă nu, da, eu am înțeles. Aveți perfectă dreptate. Și încet, încet la ceea ce a spus dumneavoastră, reveniți la ceea ce am încercat eu să explic. Este o procedură. Eu asta am cerut, eu n-am cerut altceva. Doamne, haideți să urmăm o procedură. Pentru că așa spun, dacă am asociație, stați-mi voi acum să vă spun. Așa, deci, cum a spus dumneavoastră, dacă am o asociație, mai încă pe persoană fizică, cum a spus dumneavoastră. Dar eu nu trebuie să lăsăm să negocieze între ei. Eu trebuie să o stabilesc aici, clar, consiliul local. Aici trebuie să o stabilesc. Și mai este o chestie, stați puțin, mai este o chestie care a spus colegul Vârlan. Ce fac cu încărcătura de animale a persoanelor fizice din sate? Din toată comuna. Ce fac? Stați puțin. Asociații poate să vină și din satul mare. Nu, domnule, dacă dar... Ce fac cu asociații? Aici este problema. Haideți că... Domnule, sunteți președintele comisiei? Haideți că nici eu nu stai. Nu, dar ce sunteți în spate? Nu, dar nu, 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 doamne ferește, nu. Dar a spus nimic. Deci, mă lua asta, președinte, nu. Președinte, o să iei mici de prima, nu să fie. Nu contează.
cine-i președinte. Nu e problema. Deci, contractul care a fost până acum spre închiriere s-a dus la îndeplinirea a tuturor punctele care au fost acolo. S-a dus în mare. Că banii care i-a luat nu i-a luat pe jumătate. I-a luat integral. Domnul Zoran. Și dat de la apia și oameni au apia, a controlat să vadă la apia. Și am verificat și voi cu domnul. Dar nu e problema lor, domnul, dacă domnul terenul este la altra. Domnul, dar știți ce se întâmplă în momentul când trebuie să ne asumăm o răspundere? Ați văzut problema la lezare. Nu problema, nu și-a luat răspundere. Domnul Nero, chiar nu te-am să ai asumat o vizionare. Mergea domnul Florin care avea legea. Noi vrem să beneficieze toți cei care depune cereri. Prioritate. De ce nu facem un regulament ca prioritate să aibă cetățeanul din comuna Bârsănești? Domnule, dar din Bârsănești și cetățeanul. Așa. Care, deci, nu sunt animale, nu am prioritate. Când se face o licitație, poate participa. Dar nu am licitație. Problema asta a descoș știu și eu și a plătit poate cei care au participat la licitație. Ați dat adeverință, da? Era din localitate care a câștigat licitația? Da, domnule, care nu din localitate? Cine era din localitate? Care nu din localitate? Care nu din localitate? Atât de ușor să avem. Ce se întâmplă? Eu zic, din punctul meu de vedere, proiectul ar trebui prorogat. Nu, prorogat, nu e problemă. Dar ce să rămână? Nu am nimic cu el cum este vorba, dar aș vrea să fie prorogat. Hai să vă spun, să vă drept. Da, da, nimic de vechi. Nu era ce. Aici, la mine, asta e marea întrebare, domnul Ioniță. Omul s-a declarat aici în ședința noastră. Domnul Ioniță, domnul a declarat în ședința asta noastră că au venit aici prin primărie, o să fie un anunț. Dar nu trebuie să discutăm, doamnă secretar, să afișăm, să informăm cetățenii. Păi, informăm cetățenii. Mai avem afișase locuri, afișase locuri, afișase de acum. Domnule, nu mi se pare că e chiar primăria dumneavoastră, domnule. Dar nu e a mea, domnule. Dar văd că dumneavoastră mă împarteți, așa. Dar știi, cum îmi fac, domnule? Păi cum, dacă dumneavoastră mă împarteți, așa. Domnule, eu zic, domnule, nu am niciun fel de... Cum adică de cum? Credeți dacă a ajuns pe cineva? Păi și toți cetățenii. Nu am venit nimic, nimic, niciodată. Păi, domnule, toate animalele din sat. Există animale aduse din altă parte, dacă spuneți. A fost adus și în altă parte. A fost adus și în altă parte și asta. N-a verificat niciodată. Dați-mi voie și mie. Eu vreau să cred cu conducerea primăriei un singur lucru. Mereu acea. Da. Își face acte. Da. De asociație. Sau ce vrea să facă, Intră și el să ia izlasă. Dar ce să mai e simplu, e simplu ca vorând ziua. Dar de unde este simplu, domnul Georgescu? De unde este? De unde iese? De unde iese că el e legea? De unde iese? Arătați-mi și mie în actele astea care vă întrebați. Cum s-o termină? Arătați-mi și mie. Dar ce v-am stabilit? Cui îl pierd? Dacă ați spus că se închiriază, se aprobă. S-a trecut direct, acum v-a spus domnul Georgescu. S-a trecut direct. Deja este pe lucru. Vreau să discut pe aia. Proprietarul lui Primorca. Vreau să discut pe aia. Arătați-mi și pe ceea ce vreți dumneavoastră să înțelegeți. Sau prin logica dumneavoastră. Arătați-vă, domnule. Arătați-vă, astăzi noi Consiliul Local votăm proiect, nu vorbe, nu logic. Atribuie la directă, doamnă. Devii proprietar direct, nu mai primești nimic. Proprietar, domnule, s-a ceva. Nu primim, domnule. Acum a spus domnul Gabriel, s-a scăpat singur. Povestea. S-a scăpat singur. Atribuie cuiva, unui solicitant, un teren. Se aprobă, dar așa, am cerere aici și scrie așa și zice așa. Dar citiți articolul, domnule. Dar citiți, trebuie să
ați pătruns. Păi nu l-am luat acasă materialul de azi. Citiți, doamna, că citiți articolul 1 de la acest proiect. Citiți-l. Adică dacă se vrea mai mult la Caraclău, hai să spună procatul jos consiliere. Doamna Găman, doamna Găman. Facem ce voi. Doamna Găman, citiți, doamna, propun, la propunere. Se aprobă închirierea prin atribuire directă. Păi și atunci ce puneți în discuție atribuția, atribuirea directă cu domnul Părlamă, puneți în discuție, că dumneavoastră nu știți ce scrie aici. Am două cereri. La cine se referă acest proiect? Că scoatem cele două cereri, domnule. Dar vor fi și mai multe cereri. Deci nu am văzut. Asta a fost cereri. Dacă eu pui cereri, mi-au spus cereri. Nu am văzut pe site. Orice consilier a cerut modificarea unui proiect, nu am văzut modificarea văzută pe niciun site al primăriei. Nu ni s-a dus la cunoștință niciodată că s-a cerut modificarea. Nu ne-a dus la cunoștință. Așa trebuie să vă... Așa e cel mai corect și poate aprobăm scoaterea spre închiriere și stabilim un termen și atunci se elimină. Închirierea se înțelege că s-a închiriat. Scoaterea spre închiriere. Să vin din tot perioadul... Deci, cu modificare, stabilim termenul și... Nu mai las nimic din domeniul public, din toți conducătorii care au fost până acum, nu mai așa. Stai că mai ai de vorbit, nu am mai așa. Dezbatere, domnul Blănaru, studiați legea. Chiar e dezbatere. Dar nu stătea de dumneavoastră consilierul primăriei Bârsănești. Deci citește legea. Da, citește legea. Lucrurile astea s-au a consiliului local, deci, domnul Părlandă, dacă nu știți. Primul rând, lucrurile de dezbatelor se face. Adică nu mai interesați legea. Dar nu mai interesați legea. Să nu mă interesați. Să nu mă interesați. Dar nu mă interesați să ducem la sub consilier. Toată lumea din comuna să te rânghe pe babagalul. Să mă arăt. Auziți, terminați cu jignerile. Și nimeni. Discutăm despre un proiect, despre chestiuni personale. Văd că s-a făcut un obicei în primărie asta să toți jigniți consilierii ăștia. Ei sunt autoritatea. Cine jignește? Dar nu-i... Este dreptate. Deci, gândiți-vă la oameni. Gândiți-vă la oameni, da? De asta sunt aici și acum. Haideți să luăm ultimele ședințe. Vorbește frumos, vrei să vorbești ceva cu mine, adresează frumos. Păi la ce să mă adresează? Nu dați-mi criteriile de legi. Nu înțeles. Din două mandate. Lasă-mă, mulțumesc, Dumnezeu. Nu mă ajut de două mâini. Am văzut ca singur. Sunt chei și gata. Așa sunt. Ați făcut un incinit, un grup, un loc de consiliu. Ia spune, domn primar. Dacă vrem să ne legeți. Supuneți la vot proiectul acolo. Deci cu propunerea domnului consilier. Doamne președinte, luați cuvântul. Dar de ce nu am văzut doamne secretar? Mă suntem păstrăie, dacă nu dânsa. Doamne, noi vorbim cu un secretar. Secretarul care este întrebat. Domnul Vârlată, vreau să vă abțineți. Să nu suntem obligați și să... Nu suntem consilier, nu suntem domnul vostru. Noi nu suntem aici. Suntem și credeți că să-l votăm. S-a votat încheierea discuțiilor. S-a votat. Ai ridicat mâna când s-a votat încheierea discuțiilor, da? Sunt bun la vot spre aprobare proiectul de hotărâre cu mențiunea cu cele două propuneri. Scoaterea cererilor și
depunerea cererilor. Cine este pentru? Cine nu mai pot vorbi, mă doare că... Abțineri? Eu sunt împotrivă. Împotrivă. Împotrivă și eu. Deci toți pentru și voturi împotrivă. Bărlan, domnul Bărlan și cu domnul Miron. Deci... Jucăm de primărie. Este specificarea cu scoaterea celor două cere, cu mențiunea de a se trece o... Și reformularea, se scoate spre închiriere. Reformularea, se scoate spre închiriere. Corect. Se scrie exact așa, în raportul de avizare. Domnule, mai că ajutați-vă, vă solicit să sunteți la PSD și din cauza asta. De cine e din comisia dumneavoastră, nu pot interveni. Domnul, tot în alte comisie, nu pot interveni. Trecem la punctul 2. O zi bună sănătate. Domnul Oancea, cererea cât mai repede. Cererea. Cererea. Punctul 2 al ordinei de zi, proiect de hotărâri pentru aprobarea plății cotizației 4 zâne și aferente anului 2020 pentru activ. Ia să discută în ședința aia, dacă... Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta raportul. Mă-ți-o dat, nimic, nu vreau să-mi vorbești. Ești consilent ca să nu ești. O, să fie o poate, cine știe. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației Matei Bârsănești aferentă anul 2020 pentru Asociația Grupul de Acțiune Gal Marea Produsului Bacău. Primarul Comunei Bârsănești propune articolul 1 se aprobă plata sumei de 8.500 de lei reprezentând cotizația Matei Bârsănești aferentă anului 2020 la Asociația Grupul de Acțiune Local Gal Marea Produsului Bacău. Articolul 2 autoritatea executivă a Comunei prin compartimentul aparatului specialitate al primarului Comunei Bârsănești va aduce la îndeplinire prevederile prezente hotărâri. Articolul 3. Prezenta hotărârii va fi comunicată primarul Comunei Bârsănești, grupul de acțiune locală GAL, Valea Comunului Bacău și instituției prefectului județului Bacău și va fi comunicată prin afișare conform prevederilor legale prin grija secretarului Comunei. Cine se înscrie la discuție? Domnul Ani, altcineva, un pic, altcineva. Vreau doar domnul primar să explice ce înseamnă GAL, una la mână, poate sunt din persoane care se uită la noi, care nu știu, și doi la mână, tot ce s-a achiziționat și se va achiziționa în continuare pe GAL. Deci ce s-a achiziționat deja și ce va fi achiziționat? GAL Marea Roșu înseamnă o asociație de mai multe comune. Ați înțeles? E un grup de acțiune locală care este format de mai multe comune. Pentru a putea accesa mai ușor comunele europene. Așa. Am accesat un buldo excavator, avem în derulare proiectul cu centrul de tineret și cu costumele populare. Deja proiect de formare. Se spune la vot, nimeni fiind alte cine este pentru? Nu te este la vot. Nu te este la vot. Gata. Cine este pentru? Abținere împotrivă? Deci la punctul 6 la ordine de zi. Dar am punctul 3. Scuzați. Punctul 3 la ordine de zi. Proiect de hotărâre pentru planul de ocupare a funcțiilor publice pentru aparate de specie al primarului Comunei Bârsănești pentru anul 2020. Rugăm pe domnul Binasu și spună raportul imediat. Referatul de aprobare privind necesitatea aprobării planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2020. Doamnelor și domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile ordinului numărul 7660 din 2006 privind aprobarea instituțiilor pentru elaborarea planului de ocupare a funcțiilor publice, instrucțiunilor pentru elaborarea planului de ocupare a funcțiilor publice. Având în vedere structura organizatorică a instituției aprobată prin hotărârea Consiliului Local Bârsănești numărul 1 din 31.01.2019, care au suferit modificări, care nu au suferit modificări până la data prezentei. Având în vedere că anul acesta, domnul Gabriel Ion, inspector superior contabil, se pregătește să iasă la pensie. Doamnele Chirulă Crămioara,
consilier asistent în cadrul compartimentului de dezvoltare investiției, achiziții publice și Paisa Camelia, inspector asistent în cadrul compartimentului tehnic, urbanism, amenajare a teritoriului, vor participa la examenul de promovare în grad profesional într-o unii condiții impuse de ordonanță de urgență numărul 57/2019 pentru aprobarea codului administrativ prevăzute de dispozițiile articolului numărul 424, dreptul de recunoaștere a vechimii de muncă în specialitate în grad profesional. Articolul 474, alineatul 1 și alineatul 478, promovarea în grad profesional. Articolul 479, condiții pentru concursul sau examenul de promovare în grad profesional. Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru autoritățile de instituții și instituțiile publice din administrația publică locală se elaborează de către primar prin aparatul de specialitate cu consultarea sindicatelor reprezentative ale funcționarilor publici. Planul de ocupare a funcțiilor publice se întocmește centralizat de fiecare ordonator principal de credite și pe fiecare instituție din subordinea acestuia sau finanțată prin bugetul său și se aprobă prin hotărârea Consiliului Local. Prin aplicarea prevederilor articolului 129 din alineatul 1, alineatul 2, litera A, articolul 196, alineatul 1, litera A din codul administrativ aprobat și conform ordonanței de urgență numărul 57/2019, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2020 în forma inițială. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice în cadrul aparatului de specialitate. Dacă ați citit raportul, domn primar, nu mai este necesar să mai citiți și proiectul, că e același lucru. Discuție. Ce vreți să înscrie la discuție? Nimeni? Punem la vot. Proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă trecem la punctul 6 al ordinei de zi, proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului serviciului public de salonizare a unităților administrative teritoriale din județul Bacău, membre ADIS. Dăm cuvântul domnului primar pentru proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciului public de salonizare a unității administrative teritoriale din județul Bacău, membre ADIS. Primarul Comunei Răsănești propune. Articolul 1. Se aprobă regulamentul serviciului public de salonizare al unităților administrative teritoriale din județul Bacău, membre ADIS, conform anexei numărul 1, care face parte integrată în prezenta hotărârii. Articolul 2. Se aprobă indicatorii de performanță cu penalități pentru activitate de colectare și transport, respectiv operare, instalații, deșeuri municipale din județul Bacău, reprezentând anexa numărul 1 a regulamentului serviciului public de salonizare al unităților administrative teritoriale din județul Bacău, membre ADIS, conform anexei numărul 2, care face parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 3. Se aprobă cuantum cotizațiilor și a sancțiunilor pentru activitate de colectare și transport, respectiv operare, instalații, deșeuri municipale în județul Bacău, reprezentând anexa numărul 2 la regulamentul serviciului public de salonizare al unităților administrative teritoriale din județul Bacău, membre ADIS, conform anexei numărul 3, care face parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 4. Prezenta hotărâre se va comunica primarul Comunei Bârsănești și ADIS Bacău și va fi adusă la cunoștință publică potrivit legii. Articolul 5. Se acordă mandat special domnului primar, reprezentantul celor reprezentant al UAT Bârsănești, să voteze în adunare generală a asociației de în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. Articolul 6. Prezenta hotărâre se aplică de la data aprobării regulamentului în cadrul adunării generale a asociației ADIS Bacău. Articolul 7. Împotriva prezentei hotărâri se va face contestație în condițiile legii. Mulțumesc. Cine este pentru? Abține? Împotrivă. Ultimul punct, diverse. O să începem de la domnule. Da. No, prea multe nu am văzut că s-a mai intervenit un pic pe drum, este ok. Nu, altceva? Nimic, mulțumesc. Mai trebuie pauză. Doamna Mica, mai deși doar domnule? Nu. Doamna Mica? Domnul Da, eu vreau să iau în discuție, având în vedere că este campania asta de primăvară cu curățenie și așa mai departe, aș dori din partea primăriei să
serviciul care este responsabil cu de servire, până la urmă, serviciul de servire, ca așa se denumește, să toaleteze arbori, să cureze șanțuri acolo unde este necesar, pentru campania asta de curățenie de primăvară. Atât am văzut. Deja am început, dar văd că la urmă, dar este teatrii. Ba, trebuie să le dea pe loc, da, am început, da, e bine, domn primar, dacă s-a început, dar m-a spus, dar e bine să se toaleteze, putem să se oplească circulația vehiculor, pietoni, așa mai departe. Da, mulțumesc. Domnul Jordan? Da, rog pe domnul vice, ca să-și facă treaba la gura, voi unde este tăiat să schine acolo, lângă domnul Ioniță. Deci nu s-a mai ridicat. Nu este. Deci e mai mare lăsul că e drumul european și nu e de toată lumea. E făcut în folosul comunicației și dânsul trebuie să-și termine treaba. Da. Și de ce nu, domnul vice, de ce nu stă acasă? O să mă duc eu să iei Vasile. Păi, dar e treaba ta. Da, 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 ți-a spus primarul ce e. E un om acolo care trebuie să facă muncă în folosul comunității, că este, are servit, are pediață, dată de judecătoria Românești, pe probații lumii, termini omul ca să poți să-i dau zilele să ducă la mână. Dar poate și nu-i termină la mână. Bă, nu-i treaba, deci nu-i treaba mea. I-am dat, altfel nu pot face. Deci eu îi dau de aici până aici, ai atâtea ore de făcut. Și când și-l termin, atunci îi dau hârtia. Eu nu pot să trimit pe altcineva acum, că eu vine să-i dau orele și el deja nu și-a făcut munca. N-am cum. Când își termină, atunci își termină. Am cerut la începutul mandatului ca tuburile despre Chicerea să fie desfundate. Câte tuburi ați desfundat, domnul vice? Preislat. De câte ori au fost desfundate geul? De câte ori s-a făcut drumul ăla acolo? Niciodată nu a fost. Niciodată nu a fost desfundat de tuburul. Nu știu, cum nu știu dacă sunt de acolo. Vrei să arăt și poze? Desfundate, da, cum erau fost desfundate. Și curățat drumul până la daliile de beton care sunt băgate acolo în pământ. Înseamnă că nu vorbim de aceeași linie. Drumul de la Chicerea care duce drumul de la pod care duce în sus până la Islas. De la care pot? De la podul 2, de acolo, de la, cum îl cheamă acolo, de la Minghiriș. Podul mare? De la Minghiriș, domnule. Da? De la Minghiriș, da. Și tubul care coboară acolo e desfundat? Niciodată n-a fost desfundat. Și drumul către Chicerea, și acum e rupt, nici nu pot să mă duc cu o căruță la lemn. Și Islazul e dat și în chirie pe acolo. Da. Unii căieri de acces. Și vreau să știu când se începe podul la Glodos. Podul de la Glodosul nu va face constructorul. Când constructorul termină partea asta, se apucă de podul de la Glodosul. O să mă amestec în discuții puțin, doamna președinte. Este incorrect această atitudine, domnul vice, ca să vorbiți cu consilierii. Păi când noi, stați un pic. Primăria dânsului. Deci oricine v-a solicitat o informație, vă solicită consilierul pe drept legal. Corect, și-am dat. Așa este. Deci dacă dumneavoastră veniți cu atac la persoană, dar pentru că vă întreabă sau sunteți iritat de faptul că vi se pune anumite astea în discuție, să știți că nu este o atitudine corectă din partea unui viceprimar. Noi v-am dat mandatul, noi consilieri v-am dat mandatul de viceprimar să ne reprezentați în primărie ca viceprimar. Dar nu să fiu amenințat. Dar nu amenințat. V-am cerut niște informații. Și eu și alții, v-au cerut niște informații. Vă rog să mă lăsați un pic. Da, la tine. Deci, conform mandatului dumneavoastră, conform regulamentului din Consiliul Local... Adică nu am voie să gesticulezi, numai tu ai voie să dai din mine. Aveți obligația și avem obligația să ne respectăm între noi. Nu să ne răspundem așa. Noi, Consiliul Local, administrăm această comună și avem dreptul, conform legii, și scrie în codul administrativ, că putem pune întrebări, interpelări și orice se zice către dumneavoastră, către primar. Avem acest drept. Dumneavoastră, fiind autoritate executivă. Executivă, dacă nu știți. Fiind autoritate executivă, trebuie să ne răspundeți, trebuie să ne dați relații, trebuie să știm ce se întâmplă în această lume. Dacă primăria Bărsănești a devenit un SRL, atunci spuneți-ne că eu îmi dau demisia dacă primăria Bărsănești a devenit un SRL. Eu vă rog să răspund la orice întrebare. Da, haideți să fim pertinenți și răspundeți că dacă vă treabă, nu un sictir și nu ăsta, că este obligația dumneavoastră. N-am terminat. Ați făcut raport, fiecare faceți raport la sfârșit de an, da? Ați făcut raport, da? V-ați spus fiecare activitățile acolo. Măcar fiți cum să vă zic, aveți demnitate să spuneți ceea ce se realizează și ce nu. Nu trebuie să o luăm în nume personal. Trebuie să o luăm în nume personal și cu scandal pentru că vi se cere niște informații sau vrem să adoptăm niște proiecte de hotărâri conform legii. Haideți un pic să avem această demnitate din noi, da?
Toți zicem de proiectul de gaze. Domnul Vice zice că e făcut. De când e făcut? De 2012 nu era la scris mandat. Folosiți formule protocolare, că așa este corect. Așa e corect. Folosiți formule protocolare. Domnul Plănaru, sunt Da, domnul consilier, ce a spus că n-am înțeles. În 2012 s-a aprobat și stația de pompare. Da, la o ședință următoare promit că atunci proiectul să fie semnat. Și l-a mai refăcut cineva din da, suntem în 2020. În 2014. Am uitat în ce an suntem. Suntem în 2020. Nu s-a făcut proiect. S-a spus că în 2012 s-a aprobat și stația de pompare. Bine că în alte comuni să face trebuie, la noi nu se mai reface. Deci au rămas în 2012, au rămas acolo blocat. S-a pus praf pe el. Eu atât am venit cu completarea, am vrut să fac o precizare vis-a-vis de codul administrativ. Este legea noastră. Haideți să respectăm. O lăsăm pe domnul Vice să vorbească. Nu, până la domnul Vice este doamna asta. Domnul Vice? Da. Dacă tot e rândul la mine, sunt foarte desămăcită de felul cum vorbim noi, consilierii între noi. Mai este și filmat, nu știu ce să spun, e urât din partea noastră, trebuie să ne controlăm puțin, să fim mai respectoși, că nu se știe, mandatul se termină poate. Ne întâlnim și e urât, să rămânem oameni. În afară de asta, aș vrea să spun și eu, e rândul meu acum, domnul Burlan, vă rog frumos să mă lăsați să vorbesc. La noi, la Caraclău, cineva care e vecin cu mine a tăiat sălcile la Dobrinic acolo, este jalnic, n-a venit să le strângă, ce-o vrea, este și ea. Da, e foarte urât, vă rog frumos să luați legătura dumneavoastră cu el, pentru că eu dacă iau, iese urât, că eu știți ce fel de persoană este. Cum îl cheamă, de fapt? Despre el e vorba, că la el la poartă este urât. Noi trebuie să ne luăm întâi de Dobrinicu. Da, de Dobrinicu, că la el la poartă a lăsat și în drum sărcile acolo. Este foarte urât. Mai e o problemă care acolo, să vorbim în particular, că nu tot cu mizeria de pe Valea Corbulești. Dar nu o spun în ședință, o spun în particular. Și cam atât. Mi-aș dori ca următoarea ședință să nu mai fie atâta tensiune, pentru că ne face pur și simplu rău nou. Și încă o lămurire. Să fim atenți totuși la proiectele de hotărâri. O virgulă contează. Deci să avem o mare, mare atenție, pentru că interpretarea se poate face și într-un act administrativ, și într-o lege. O virgulă sau o liniuță contează. Când o să acceptați, o să fie, doamna Gămar. Când o să acceptați toți consilierii. Deci dau cuvântul tot felul de consilieri care habar nu au ce înseamnă noțiuni de drept și de lege, da? Și care vin și își dau cu părere, da? Am văzut destui consilieri. Dacă ia asta am spus-o și doar vă aduceți aminte că am cerut, da? Trimiteți, domnule, consilierii să pregătească măcar în latul la administrații publice locale, să vadă cu ce se mână colegii. Da. Habar nu au cei mai mulți. Știu. Da. Înțelege? Și să găsesc fiecare să pună întrebări și să... Domnule, credeți, exact cum am spus, credeți că o fac pentru mine? Eu am pășuni, nu am tot ce-mi trec acasă. Părinții mei au fost chibernisiți și mi-au lăsat. Da, am. Dar nu-i pentru mine problema, așa cum strigă domnul Blănaru, așa cum strigă alții, când vă țipăm și nu știu ce facem. Da. Nu-i pentru mine, este pentru cetățeanul da, comune. Trebuie să vorbim și asta este când fiecare dintre noi vor înțelege niște noțiuni legale și cum să aplică o lege, atunci dați-vă cu părere. Dacă nu știți aceste cereți informații, și chiar nici măcar respectul ăsta nu mai este. Deci îmi pare foarte rău. Iar sunt dezamăgit, să spuneți. Dar și eu sunt dezamăgit. De cât mă ia un consilier, altul se trezește să spună nu știu ce. Doamna secretară și domnei la fel. Doamne, există o ordine, avem un regulament. De ce nu se respectă? De ce nu venim la comisii? De ce nu venim la comisii, domnul Miron? Da, uitați, că am făcut raport cu comisii. Lasă, domnule, nu pe loc. Trebuia să venim la comisii. Discutăm. Aici? Da. Aici trebuie să mă întâlnesc. Comisia? Da, aici ce? Unde scrie? Eu trebuie să fac nici la ședința ordinară. Nu pot să mă întâlnesc oriunde vreau. Scrie lege, este făcută strict. Doamne secretar. Și dacă ați făcut comisia, de ce n-ați văzut greșeala? Am văzut greșeala. Noi comisia juridică am făcut greșeala.
atunci. Comisia juridică a văzut greșeala. Nu m-ați lăsat să spuneți. Nu m-ați lăsat să o expun. Am vrut să o expun. Elegant, dar nu m-ați lăsat. V-am înțeles. N-ați văzut. Ce să fac? Da, rândul domnului, domnul Ioniță, ei conduce primăria. Ei. Eu am încercat să văd. Să săturați oameni de dumneavoastră. Dar suntem cei controlați, domnul Vârlan, asta uite. Da, să vedem, să vedem. Avem responsabilitatea la ceea ce face așa. Frică să vină un control adevărat pe el, elaborarea cartelor administrative. Vai, vai, vai! Nu știu de ce o jeriște să vă spun. Mi-e frică. Nu-i nimic. Dumneavoastră nu mi se întâmplă nimic. Cu sau fără frică? Nu, deci... Nu suntem bătaia acestui aici și zi și la. Vedeți că nu știți. Conform codului administrativ, consilierii răspund personal pentru îndeplinirea mandatului și suplinez în solidar pentru votul dat pentru proiectul de hotărâre. Nu va, nu va, n-a venit niciun organ de anchetă să vă pot să dați legat. N-a venit, și când a să vină, când a să vină, n-a venit la dumneavoastră. De asta s-a făcut ce ați vrut. Deocamdată. De asta s-a făcut ce ați vrut. Dar o să vin. Haideți să o lăsăm așa că e mai bine. Haideți să o lăsăm așa că e mai bine. Și cine lasă să înțeleagă? Pentru toată lumea care urmărește această filmare, deci, decât că dumneavoastră sunteți foarte circumspecți vis-a-vis de aspectul de legalitate care se aplică eu, în eu, primăria. Trebuie să mă întreb, votez sau nu votez? Nu trebuie să spuneți dumneavoastră. Dar cine v-a obligat să votați, domnule? Îmi băjați cum îmi curcă, trebuie să votez obligatoriu. Da, doamna secretară, foarte bine. Cine v-a pus întrebarea? Este răspuns extraordinar. Dar nu e așa. Mulțumim. Dar ești liber să faci ce să nu faci ce. Cine v-a pus să votați? Că dumneavoastră ne obligați, votați, votați. Dar cine v-a pus să votați? Deci aici mă ție de da, doamne, 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 hai să facem cu plăcere. Doamna secretară se votă. Dacă mă ascultați. De ce? Spune ceva vis-a-vis. Domnul Ari. Ce? Cu pâine se cheamă, nu? Eu propun să închidem ședința. Păi nu se poate, în halul ăsta suntem mereu ca copiii la grădiniță. Păi nu, eu de asta am și propus, că văd cum nu ne mai înțeleg. Domnul Vici, domnul primar, la podul ăsta care se face nou la Indie, oamenii ăștia duc pământ. Dacă îi bag pământ acolo și nu îl bate cum scrie la carte, asfaltul se va lăsa. Acolo trebuie pus piatră. Nu trebuie pus pământ. Pământ de ăsta arabil. Ia să vă duceți dumneavoastră acolo când aveți timp și vă uitați și pune la capul podului. La capul podului, vezi, vine mașina cu pământ și fără piatră. Cultura aia trebuie făcută cu piatră. Este piatră, pe rău, este tot. Vă las-o. Am vorbit cu inginerul. Ei îi bate acolo și... Da, vă zic. Deci, este un proiect tehnic. Este un proiect tehnic. Proiectul tehnic să respecte. Deci, ei își asumă răspundere pentru ce-i fac în baza proiectului. Dacă un proiect spune umplutură până la atât, cu pământ, pământ, după aia piatră mare, după aia piatră măruntă, după aia nisip, după aia piatră spartă, compactată, așa îl face. Deci noi nu ne putem băga peste ei. Eu mă gândesc pentru că dacă se lasă... Nici la Caracol nu ne-am băgat și... Baga asfaltul și nu ne putem băga, dar... Știți? Nu verificăm. Ăsta nu considerați ce domnul coleg. Te duci și pui pământ așa. Domnul, odată ce ți-a venit un executant de lucrare, dumneavoastră n-ai voie să intervii, domnule. Poți să fii și cine-i fiind. Păi n-am zis bine? Foarte bine ați spus. Dar colegul îi se părea că facem circ, da? Dar așa, uitați, domnul Georgescu nu are dreptate. Nu vii tu să pui pământ și te duci tu să verifici, domnule, că ăla te duci... De ce faci recepția? Primul rând, da? De ce trebuie să faci recepția? Dacă drumul este neconform. În răspuns, domnul Ane. Dar nu te uita la mine, mă. Nu te mă uit, dar văd că tipul ești foarte deștept, că cerc și pâine. Nu-i, domnule, cerc și pâine. Adresează-te, adresează-te cu ceva concret. Deci adresează-te concret, pe lege, pe lege, da? Înțelegi? Păi dar fă ce vrei, dar asta este, nu vine cu tot felul și face, te crezi mai deștept că cerc și pâine. Nu, domnule, votează legal, că nu știi nimic de norma juridică, da? Eu, asta este. Nu am comentat absolut nimic toată ședința. Da. Am asistat la tot circul ăsta. Și dacă ai asistat, care-i problema? Care-i problema? Care-i problema? Să-ți dăm ceva? Ați să dăm ceva? Trebuie să respecti, în loc să rezolvați niște probleme care, într-adevăr, trebuie rezolvate, nu ieșiți față decât că aveți dreptate și sunteți cei mai deștepți și cei mai frumoși cu ceam lucruri. Asta vreau să te mulțumesc. Nu să punem legea în discuție. Da? Omul ăla a deschis un subiect care nu l-a înțeles. Domnul Vice, i-a explicat destul de clar. Omul ăla este în dirigire de șantier
ședința de data trecută, când eu am deschis subiectul, lasă-mă să mă las, mă las, să-mi dau răspuns la ceea ce m-ai întrebat, fără să te invit. Data trecută, când eu l-am întrebat pe domnul primar, domnule primar, în ce stadiu suntem cu lucrarea la Caraclău? A făcut cineva recepția? Dânsul a spus că nu. Mai mult de atât, nu ai ce face. Pentru că drumul respectiv a fost câștigat la o lucrare. Apropo de... Și atunci, ce vina de eu? Intervenim când tot dumneavoastră se pare pâine și încerc și intervenim. Păi asta faci, dragi, asta faci. Domnule, este un executant, asta faci, îți facă lucrarea, te duci și faci recepția dacă este corect. Și? Dacă nu contești. Și? Păi asta este. Păi și, dar ce mai băga pe mine ecuația? Dar ce mai băga pe mine ecuația asta? Deci, dacă cineva ridică o problemă, se pare că e pâine și cer? Dar pe mine, la ce mai băga în situația asta? Uite ce asta faci tu! Aș mai vedea, aș vrea să spun din colegul ce a zis cu gazele, uite acum traversează conducta de gaze pe la HNG-ul. Dacă vrei să știi. Păi a fost absent. Se pare pâine și cer? Poate să spun. Apropo, camerele nu filmează. La ultimele ședințe, din câți consilieri suntem aici? Te rog frumos, mă las să termin. Din câți consilieri? Câți au ridicat problema apă? Câți au ridicat problema gazelor? Și a celorlalte probleme care sunt aici? Te rog frumos, răspunde. Suntem filmați și toată lumea vede. O ridicat toți. Hai, te rog frumos. Poți să taci o secundă? Toți au ridicat. Poți să taci o secundă? Păi da. Aici. Și după aia poți să spui ce vrei. Haideți să vă vedeți pe toți. Deci... Da, dar cu ce dai? Dacă ești corect. Dar să nu uităm cu obiectul de la completarea pe care îl luăm peste care. Iau unde mai sunt? Becuri care... Becuri de stradare care îi puteam... Sunt becuri aprinse. Schimbați ora. Câte? Da. Câte becuri? Ce știți? Câte becuri? Becurile care nu s-au înlocuit, care au rămas, sunt colțuri din localități care nu s-au completat cu becurile. Pe uliță. Pe uliță, da. Da, eu vă dau răspunsul care, până la alegeri, nu se va putea face nimic, din cauza că trebuie să băgăm în prim plan platformele pentru menajeri. Deci va fi o cheltuială foarte mare, care nu știu cum o să putem acoperi. Că deja suntem. În urmă, noi nu ne, deci majoritatea localităților s-au apucat, noi v-am pus becuri, v-am făcut aia și n-am reușit să ne apucăm de platforme și deja suntem somați. Chiar de Garda de Mediu, care a fost la albele altăieri, că a fost o problemă acolo și ne-a pus în vedere, cel puțin până la 31 mai, să ne apucăm de ele. De platforme. De când am cerut? La ce mandat trebuie să... Vasile, vin soluții cu bani. Deci nu faci... Deci un consilier are dreptul să... 4 ani sau soluții. Acum găsim la alegeri soluții. Domnul, mai aveți ceva de spus? Da, la noi la albele ar trebui reparat doar acolo la intrare la școală. Da. Primiți niște meseriași. Poarta la școală. Poarta. La intrare. Da, cam atât. Și e urât din ceea ce a spus și dumneavoastră. Domnul Ane, vă mulțumesc. Domnul Ane. Văd că avem consilier de Brătej, dar au tot cu totul altă preocupare. Este gata, am terminat discuția. Jos la trecut pod, unde trecem podul jos, în Brătej. Și e foarte bine că apa de fiecare dată când o vine mare, a distrus două tarlade, două parcele, a doi cetățeni. Alu ăsta, cum îi zice? Alu Vasile Ghinea și încă una. Nu se ia nicio măsură să se curățe prăul, să aducă drumul la starea inițială. Oamenii au spus că dacă nu se iau măsuri, își închid bucățile cu dreptul lor. Și nu va mai fi acces pe valet. Eu le-am propus, păi proprietatea voastră, închideți-le și ați terminat discuția. Și în momentul în care le-ați închis, primăria va fi obligată să le facă drumul de acces. Știu că e greu, știu situația în care ce e acolo, dar trebuie găsit o soluție. Eu am fost acolo, pentru deci știu că e greu. Nu putem să facem față cu multul excavatorul nostru. Trebuie să închiriem un excavator cu șinirii, ceva. Este foarte greu. Știu nu situația, cunosc. O intrată cu multul excavatorul acolo, o trebuie să tragă cu două tractoare. Și am zis, frate, mai degrabă să dea fiecare, câte o bucățică de teren, pe lângă părâul. Dacă cetează fiecare cetățean, câte un metru de părâu. Am ajuns în situația în care nu e vorba de un metru, e vorba de două proprietăți. Știu, dar
Domnul primar, o să trebuie să răspund și eu domnului corect, a făcut. Cu două proprietăți, nu da. Da. Și cu asta am terminat. Și eu. Deci, și cu asta am terminat. Gata. Deci, această discuție a ridicat chiar colegul consilier Florin Burnic la o ședință sau la cu două înainte. Asta, același răspuns l-ați dat și atunci. Degeaba vine domnul consilier și vine și să caute cumva să ne jignească, că nu e adevărat. Fiecare consilier din Plătești și-a spus opiniile și acolo unde este necesar au spus-o. Dumnealui așa a înțeles tot timpul în consiliul ăsta, că eu îi sunt, nu știu, are, deci tot timpul acolo am fost un adversar redutabil sau mai puțin redutabil pentru dumnealui. Dar toate informațiile astea nu s-a dus dumnealui la Brătești, ci le-a primit de la rudele care avea în Brătești informațiile astea. Că dumnealui nu s-a dus în Brătești să vadă ce este acolo. Eu am umblat în sat și știu ce este. Da, normal, o știu ce este. Discuțiile astea s-au mai pus, inclusiv și doamna Stan a mai ridicat probleme la nivelul satului Brătești. Nu a venit numai domnul Ane ca să vine el că e consilier, marele consilier care ne apără pe noi satul Brătești. Nu, stați liniște. Așa că îl rog frumos să se abțină la niște comentarii gratuite. Mai aveți ceva discuție? Da, eu aș vrea. Ca replică, ca întrebi, scrie legea. Cu pâinea, cum a zis domnul. Deci nu suntem consilieri de Brătești, de Bârsănești, de Caracol. Suntem de Bârsănești toți. Dacă ați sesizat treaba asta, ați comunat Bârsănești. A fost foarte bine. Nu, sunt consilieri de Brătești, de Bârsănești. Deci suntem consilieri pentru toată comuna. Mai stăm? Domnul. Bine că ați intervenit la drum, trebuie adus ceva cuor, dar așa și la platformele astea de unde să fie contarele pentru deșeuri, da. Dacă ați luat în calcul să le faceți cumva cu forță proprie, vă întreb eu, că nu-i mare inginerie, deci câțiva țărușei și scânduri pe muchii pusă, plasă de Buzău și e tot. Păi dacă te duci la film, dacă te duci la firme și pentru astea, angajați primării, n-au timp să facă ceva, trebuie băgați mulți bani. Ăștia, oricum nu sunt așa de mare, acolo probabil vreo 6 metri, pe 3 metri sau pe 4 metri, bănuiesc eu la unde ai, deci nu. Este cu cine să mă rog la așa să... Domnul Petru, mai aveți ceva de spus? Mulțumesc pentru participare de credință în Hristos.